Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitata mea de astăzi are o carieră de succes. Este fermecătoare, volubilă, cu o carismă incredibilă. Viața a supus-o multor provocări, dar le-a învins cu zâmbetul pe buze. Doamnelor și domnilor, Geta Voine. La 30 am avut iubit cu 8 ani jumate mai mic, la 40 am avut iubit cu 11 ani mai mic, la 50 am avut iubit cu 20 și ceva de ani mai mic. Sau cu un prieten. Ha, nu știe nimeni. Nici să fie ultimul, nu m-aș mai duce. Mai avem încă un copil în familie, nu al meu, al ei și al lui. Mi-a fost foarte greu, un an, doi. Din durere și din neputința de a putea să faci ceva. Avem datorii, băgi pe cap, toate alea. Se întâmplă. 2 milioane de euro. Unii vor spune, băi, bravo ei, alții vor spune, Doamne ferește, și baba s-a nebunit. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit. Bine te-am regăsit, de fapt, după 18 ani. Da. Când asta vorbeam, că nu ne-am văzut de ceva timp. 18 ani. Pe mine mă sperie. Deci, mă uitam la un moment dat pe pozele tale și încercam să-mi aduc aminte și după aia, da, bineînțeles că fizionomic am dat seama imediat, zic, gata, știu de unde vrea omul. Pe vremea când aveai o emisiune foarte frumoasă la Euforia. Ah, ce frumoasă a fost, da. Foarte multe provocări am avut de atunci, dar a fost foarte, foarte frumos, într-adevăr, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade pe care le-am trăit. De mică mi-am dorit să fiu actriță, nu am reușit, da. Dar ghiși ce? S-a rezolvat datorită acestui proiect minunat pe care l-am avut cu o televiziune împreună și am avut și spectatori, da. Și telespectatori. Așa este, mi-am amintesc. Și acum știu și eu ce înseamnă să fii non-stop de dimineață până seara să te pregătești pentru o emisiune, da. În momentul în care, efectiv, am avut și în fiecare seară, de luni până vineri. Până vineri, da. Seară de seară, da, în direct. În direct era și era un spectacol, era un spectacol. Foarte frumos. Foarte frumoasă emisiunea a fost. Eu, nu știu, cred că pe atunci începusem să lucrez prin televiziune și... amintesc. Și mă bucur pentru că te-am revăzut. O perioadă tu nu prea ai mai fost pe la emisiuni și așa ai dispărut din peisajul monden. Monden, public, nu știu cum să zic, dar bine, tu ți-ai văzut de treabă, de păi meseria ta. N-ai încotro. Deci dacă stai toată ziua și ești tot timpul plecată și vrei să ieși, să fii mondenă, cum se spune, să fii toată ziua în văzul tuturor, da, sau numai... vizorul telespectatorilor sau spectatorilor, e foarte greu pentru o femeie, da. Pentru că trebuie în permanență să arăți foarte bine, de dimineață până seara, să fii gătită, aranjată, pregătită, să nu-ți lipsească nimic, să ai un trusou, adică să ai, cum să spun, tot ce este acasă să fie de cea mai bună calitate. Și scuză-mă, sunt cheltuieli foarte mari, hai să fim serioși, că totuși nu sunt vremuri de așa ceva. Eu, cel puțin, vorbesc pentru mine. Da, este și logic, pentru că când mai ai timp să muncești pentru toate acele lucruri? Eu am spus tuturor, dacă nu vă răspund la telefon sau dacă cumva nu sunt pe Instagram, nu pun vreo prostioară sau ceva, să vă bucurați pentru mine, că înseamnă că muncesc. Și mă bucur atunci când nu am timp să intru în online deloc. Mi-aș dori de la ora 9 dimineața până la ora 10 când ajung acasă să nu intru deloc. Uneori mai intru să mai văd ce e. Vezi ce se mai întâmplă. Da. Asta spuneam eu, că eu mă bucur tare mult că vom discuta în seara asta, pentru că tu ești o femeie care poate să ne spună multe despre viață. Ești o femeie deșteaptă, acum eu nu te complimentez așa, pur și simplu. Că eu când te-am revăzut la un podcast, zic, Doamne, trebuie Geta să vină neapărat în emisiune, pentru că ești o femeie
cu substanță, pe lângă faptul că ești frumoasă și ai o carismă, așa cum am spus în intro, din ce în ce mai rar. Îmi pare rău, adică nu e o chestie că vreau să jignesc pe cineva, dar în spațiu public sunt foarte puține personaje care chiar pot să ne spună ceva, de la care putem să învățăm. Da, și așa că o să profit de tine. O să profit. Profită cât vrei tu, că au mai profitat și alții și am ajuns pe buzele tuturor, și a lor și a și ele, dar mai degrabă ei, săracii care sunt frustrați, unii dintre ei. Nu toți, nu toți, dar uneori chiar sunt supărați. Ai născut așa o vâlvă în online la podcastul lui Adrian Niculescu, Niculescu, da. Când ai spus ceva despre bărbați. Mai. Deci, situația aia a fost o conjunctură, pentru că întotdeauna înainte de a exprima, de a te exprima, ai o discuție cu persoana respectivă. Dacă o scoți din context... Exact. Spusă așa direct și scoasă și luată, normal că nu le-a convenit domnilor, să zicem. Da. Dar ideea a fost cu totul alta. Eram supărată și sunt supărată în continuare pentru că am diferite cazuri. Îți dai seama, clientele îmi povestesc tot felul de lucruri și aflu și atunci mă frustrează și pe mine, nu? Da. Și am spus-o într-un mod foarte direct și probabil că asta a durut. Dar cei care au știut să vadă substratul au înțeles. Părerea mea este una singură. Bărbatul, dacă nu are dublu cât femeia ca și venituri și nu se străduie, nu se simte el bine. Și așa ar fi și cazul. Și noi ar fi momentul să fim puțin mai modeste. Nu am spus-o la modul că vine acasă și aruncă banii pe masă și spune că gata. Că sunt unii care asta fac, da, din păcate. Da. Din păcate. Da, sunt, și este o realitate. Da. Adică eu le-am spus la modul să nu ne scoată nouă ochii, ci să ne scoatem unii altora. Mai bine așa. Să fim în echilibru. Adică și noi. Și evident că lucrurile se fac împreună și este, Doamne, cât de bine e să mai ai măcar 1000 de lei în plus în casă, crede-mă. Așa, cred, adică înțeleg. Da, deci am zis așa, că dacă bărbații, hai să concluzionăm, ideea este că nu am spus-o cu răutate, am spus-o la modul să nu ne scoatem ochii unii altora, asta unu, și doi, dacă nu ai tu dublu, măcar să știi să dublezi banii femeii. Pentru că mi se pare fantastic să fii deștept, inteligent, să ai o posibilitate ca ea să aibă mai mult sau mai puțin, oricum nici nu contează chestia asta, pentru că oricum dacă te înhămezi, cum se spune, la aceeași căruță, o tragi. Da. Nu vine iapa și trage în stânga, că se duce căruța, naibii, dacă vine și trag amândoi, căruța ajunge unde trebuie. Așa e și cu casa și cu familia și cu tot. Dacă știm de la început ce avem de făcut, nu e niciun fel de problemă dacă se întâmplă pe parcurs anumite momente. O scoatem noi la capăt și cu alea. De asta am zis. Mai că s-au supărat. Lasă că le trece. Au știi ceva? Dacă stăteam să mă uit, am fost tentată la un moment dat să mă uit și m-am enervat, m-am agitat, am vrut să transmit, am vrut să scriu și am zis, bă, știi ceva? Dar la urma urmei, dacă asta este părerea mea, eu vreau să-mi păstrez părerea și nu vreau să fiu influențată de nimeni. Corect. Că fiecare are experiența lui de viață. Exact. Da, clar că sunt situații în care... sau de cele mai multe ori, până recent, pentru că s-au mai schimbat lucrurile, bărbații de obicei câștigau mai mult și atunci aveau acest grad de superioritate, unii dintre ei, că nu generalizăm, și cumva făceau chestia asta, ți-am adus banii, taci... Să știi că e foarte bine când faci asta, că tu ca femeie, dacă ești destul de isteață și deșteaptă, știi să-ți pui deoparte și pentru tine ce ai nevoie. Apropo, acum chiar o să vă supărați sau nu o să vă supărați, e treaba voastră ce faceți. Dragilor, hai să facem treabă bună, să muncim împreună, să construim împreună, dar banii ei sunt banii ei pentru frumusețea ei. Femeia trebuie să arate impecabil de dimineață până seara. Și atunci, dacă nu are resursă financiară, să se aranjeze, pentru că tu, dragule, vrei să arate lângă tine, să fie superbă, să știe să gătească, să facă, să dreagă. Săraca nici nu mai știe pe ce să pună mâna prima dată. Și mai ales să-ți spun asta dintr-un motiv, pentru că am foarte multe femei care au copii, se lasă pe ele ultimele, da? Copilul, casa, el este... Așa e și firesc, da. E firesc, dar nu-i firesc, dar mă deranjează într-un fel, știi? Nu-i corect. Nu știu dacă este corect sau nu. Știi cum este? Fiecare om e diferit, gândește diferit, dar ar fi minunat să poată să aibă suficiente resurse să se poată îngriji, atâta cât poate. Deci banii ei să fie banii pentru frumusețea ei, să nu-i lipsească absolut nimic din toate punctele de vedere, din make-up-uri, din parfumuri, din
hăinuțe, din tot ce vrea să arate impecabil pentru el. Pentru că muncește mult în casă și el și ea, nu spun că nici el, că sunt și bărbați care dau cu aspiratorul, apropo, da. Am văzut și știu că sunt și muncesc împreună. Și am și exemple, că am enorm de multe exemple pe lângă mine și știu că mulți bărbați fac asta și bravo lor, felicitări dragilor. Dar el are să țină casa. Uh-huh. Adică să ție să fie, să se simtă bărbat, să se simtă bine. Pentru că una este să ai o relație și să... Mai sunt și relații de-astea, știi, când sunt, eu stau la mine, tu stai la tine, da. Ne vedem când la mine, când la tine. Apropo de chestia asta, da. Că am un client, că eu sunt și bărbat și femei, da. Deci am în două categoriile. Și la un moment dat, el stă într-o zonă a Bucureștiului și închipuieți că ea stă într-o cu totul altă zonă în capătul celălalt de București. Deci face o oră jumate să ducă să o vadă și i-am spus, de ce nu faceți un compromis, lăsați casele. Da. Apropo de chestia că mi-am cumpărat casă și vreau să stau în ea. Pe bune? Dar de ce trebuie să stai în ea? Dar mută-te unde ai nevoie, lasă casa, nu mai cumpărăm nimicuri, pentru că sunt nimicuri în casă. Dacă te uiți jumătate din casă, nu mai ai nevoie, cu sigur. Și hai să ne mutăm cu chirie undeva. Închiriem casa, nu mai suntem legați de material, de materia în sine. Înțelegi ce zic? Da, pentru că da. Foarte multă lume disperă după casă, disperă după să facă să dreagă. Și atunci se mută împreună. Și a zis, băi, o idee foarte mișto, nu m-am gândit la asta. Enjoy! Dar ce se întâmplă când femeia câștigă mai mult decât bărbatul? Foarte tare! Mi se pare foarte tare! Se mai simte el suficient de bărbat? Da. Pentru că, pentru că îi dă femeii ce are ea nevoie. Să știi că bărbatul nu neapărat că ar trebui să aibă el mai mult sau ea mai puțin. Ar fi bine, am spus. Da. Asta nu înseamnă da. Că este... Pentru că deja sunt situații destule în zilele noastre. Femeile să câștige mai bine. Chiar a fost acum o statistică până la februarie că în anumite domenii femeile au câștigat mai mult decât bărbații. Foarte bine, felicitări da. Lor. Mă bucur. Da. Pentru că este un lucru foarte bun, atâta timp cât există înțelegere. Deci bărbatul care este vorba aia, știi, ce trebuie să-ți dea ție bărbatul? Liniște, libertate, să mă poată face să râd, să fie romantic, să fie, nu știu, să aibă bunul simț în a alege niște lucruri care să ne placă amândurora, să mă întrebe, să-mi dea stabilitate, să-mi dea siguranță. Nu neapărat banii creează siguranța, că dacă are bani mulți, nu are doar pentru tine. Da, cu siguranță regulă... poate să aibă și pentru altcineva. Deci asta subtil așa. Dar e o regulă? Adică se întâmplă cam în toate cazurile? Nu cred. Nu. Ar fi bine să fie destul de deștept și ea destul de isteață să-l lase pe el, dacă e deștept, să-i dubleze banii. Deci eu nu cred că există o regulă. Ce nu ți s-a întâmplat? Adică nu știu dacă ți s-a întâmplat. Da, întreabă-mă. Dar mie mi s-a întâmplat. Întreabă-mă și îți spun. De exemplu, mie mi s-a întâmplat, știi, să mă gândesc, să iubesc pe cineva și să nu aibă. Și ce fac? Nu stau? Îl împiedic. Da. Nu contează. Nu contează. Asta nu înseamnă că tu poți plăti sau nu plăti, sau nu poți să plătești o masă, sau nu poți să-l inviți undeva, sau să-i faci o surpriză. Sau există varianta în care el are mai mulți bani, te duce nu știu unde în vacanță și... sunt și mulți de ăștia care duc în vacanță fetele. Apropo că sunt multe situații la salon, îți dai seama că aflăm multe lucruri și plătește jumătate. Și o iubește de nu mai poate. Îți dai seama că ea e frustrată. Se simte undeva Dar de ce? Rău. El impune chestia asta? Fără să impună, dar sincer să fiu, cred că am ajuns aici pentru că viața este din ce în ce mai scumpă. Da. Noi nu am ajuns aici pentru că înainte hai să fim serioși, că bărbații aveau de toate și ne țineau un puf așa, uite așa eram ținute, toate eram așa. Acum noi ne-am scos repede, am zis, mamă, să fim noi mai șmechere. Păi n-am vrut noi femeile să fim egale cu ei și chiar să-i depășim, uite că... Bravo! Nu îi vom depăși noi, păi stai tu liniștită, că dacă orice femeie, uite-te, femeile care sunt, vezi, doamne, așa de puternice, sunt marea majoritate singure. Așa că despre ce discutăm? Și te simți prost dacă vrei să faci ceva și să te simți bine și tu să zici că nu am bani sau nu ies? Sau... E greu pentru bărbați, în schimb. Mi-e milă de doamnele, de mămicile, de băieți. Spun sincer, pentru că trebuie să aibă bani ca să poată să iasă afară cu o fată. Da.
Da, cumva așa cred societatea. Dar, na, dacă se plătește jumătate, cred că e cel mai corect. Da. Sinceră să fiu, cred că ăsta ar putea fi un mod în care am putea să creăm niște lucruri serioase. Să fie 50-50 dacă iese de la început, fără să se supere, că mai face el câteodată o cinste, că vine ea drăguță și aduce o prăjitură acasă, că se simte bine. Într-o familie, deja o familie închegată. Acolo... După părerea ta, banii se țin la comun sau tot e 50-50? Tu plătești factura, eu aia, nu știu ce, e banii... Nu, eu aș pune pe hârtie, sincer, dacă aș fi să o iau azi de la început, da? Am da. Luat-o de două ori, mi-ajunge, mă gândesc la trei ori, am o experiență. Nu a fost cazul la noi, nici în prima și nici în a doua, că sincer, n-a fost cazul de așa ceva, chiar dacă eu aveam și el nu avea. Da? Deci chiar dacă eu aveam și el nu avea, când este dragoste, nu mai contează nimic. Poți să nu ai nimic, poți să stau, eu am spus întotdeauna, dacă m-aș îndrăgosti cu adevărat de cineva, da. Aș putea să stau în junglă după el. Pentru că fiind femeie care sunt emoțional atrasă de un bărbat, da. Normal că nu o să mă duc niciodată să îmi doresc să am nu știu ce vile și nu știu ce chestii. Din contra, am să spun, hai să salvăm banii pentru vacanțe, că mie îmi plac vacanțele. Scuze, m-am citit într-un interviu că în perioada cu al doilea soț, ați mers foarte mult în vacanță și ați, cel puțin așa am găsit într-un interviu. Într-un David. Interviu în care nu, pe vremea când eram cu a doilea soț, stai să mă gândesc că așa să-ți fac socoteala, că da. Sunt niște ani de zile. Și că vă plăcea foarte mult să mergeți. Da, am avut vreo două perioade în viața mea în care am călătorit foarte mult. Odată, într-adevăr, în perioada în care am fost cu tatăl fetiței mele, unde am mers în foarte multe vacanțe datorită Oriflame-ului, cum pot să spun. Da. Prin prisma meseriei. Prin prisma meseriei. Deci am fost în mai multe vacanțe datorită unei alte munci, în afara muncii mele, să zicem, că a trebuit să muncesc mai mult și am câștigat și ne-am plimbat foarte mult. Și este foarte plăcut să faci asta. Și cred că acolo mi s-a aprins oarecum dorința de a călători și dorința de a vedea lucruri și a nu strânge neapărat, adică cum să spun, să nu mă las... să las lucrurile să-mi iau casă, să fac aia, să adică fac să agonisești aia, pentru chestiile astea materiale. Care nu mi s-au părut. Mi s-au părut mult mai frumoase amintirile pe care le am. Amintirile mele costă sute de mii, să zicem. Da. De lei, de, nu știu, nu de dolari, dar de lei sigur. Da. Deci costă foarte mult. Amintirile mele costă mai mult decât foarte multe amintiri ale multor oameni din jurul meu. Și mă bucur că spun asta. Pentru că așa am cunoscut, așa am evoluat, așa m-am bucurat. Deci am călătorit mult. Și vorbeam de casă, da? Deci cum se agonisește în casă, ce să faci? Da. Eu aș face în felul următor. Aș afla care sunt cheltuielile casei, da. Le-aș pune pe toate pe o hârtie și aș veni fiecare jumătate, fără niciun fel de discuție. Dacă e casa mea, le-aș pune pe el să plătească toate cheltuielile casei. Uh-huh. Tot. Dacă adică e casa lui, deschisă, da, pentru că, îți spun de ce, dacă e casa lui, fac eu totul. Curat, îngrijesc, aduc mâncare, mai mut, mai fac ceva, nu cumpărați obiecte, că dacă ați cumpărat obiecte, când vă despărțiți, e jale să pleci cu patul în spate, crede-mă pe mine, că e greu de tot, nu e bine. N-am pățit, eu când plec. Cristina, eu când plec de undeva, închid ușa. Nu mai iei nimic cu tine. Absolut nimic. Eu sunt extrem de radicală. Am învățat în viață să nu pierd timpul, am învățat să nu mă țin de lucruri care nu-mi sunt neapărat utile, mă am pe mine, capul, mâinile, care nu sunt făcute acum, nu contează, și ceea ce știu eu înăuntru meu. Eu sunt valoarea tuturor lucrurilor pe care le fac în jur. Nu lucrurile mă fac ceea ce sunt eu astăzi. Eu le fac. Și în momentul în care relația nu mai funcționează, am trântit ușa, am închis-o, înghit în sec, mă doare, plâng o lună, mă închid și după aia deschid toate geamurile și spun ok, acum e momentul să vină alte lucruri către mine. Pentru că noi am făcut, dacă ni se întâmplă ceva, nu e vinovat el sau nu sunt vinovată eu. Amândoi am ajuns în momentul ăla. De ce ai divorțat a doua oară? Sunt atât de mulți ani încât am 20 ceva de ani de când am divorțat. 21? 21 de ani. De ce? Pentru că nu n-am mai înțeles.
Există nu o diferență de vârstă între, da. Între voi? Tu ești cu 10 ani mai mare? Sau da, 8 ani jumătate. 8 ani jumătate. 8 ani și da, mă rog, tot fel de informații. Am o poveste, n-o să, o să o spun, dar am zis că fac un TikTok din ea. Facem acum un TikTok din ea, da? Bine. Fii atent, spun ceva drăguț. Te rog. Nu e neapărat real. Nu, nu mai spun nimic. Mai bine nu las. Că iar încep și mă lovesc tot. Dar știți ceva? Unii vor spune, băi, bravo ei. Alții vor spune, Doamne ferește și baba s-a nebunit. Adică așa o să fie. Nu, sinceră să fiu, n-a fost, așa a fost să fie. Probabil că am atras mult mai mult pe cei mai tineri. Da. Așa a fost să fie, al doilea soț. Ne-am despărțit din... Nu ne mai înțelegeam, nu mai avem probabil același drum. S-a întâmplat fiecare... Nu există regula că mă îndrăgostesc eu, te îndrăgostești tu sau apare. Când apare, apare, se închide subiectul. Adică altcineva. Da, când apare în viața fiecăruia dintre noi altcineva, s-a închis subiectul. Poți să stai în cap. Nu poți să o iei de la... N-ai cum să spui, haide, lasă că poate trece. Da. Haide, lasă... A, trece, dacă nu este iubirea adevărată. Dar atunci când este o dragoste adevărată, nu are cum să treacă. E atât de dureroasă și atât de... frustrantă la un moment dat că nu poți să stai lângă persoana pe care o iubești, încât la un moment dat iei decizii. Cealaltă persoană, adică partea cealaltă, ar trebui în mod normal să fie atentă și să-și dea un răspuns dacă are armele la ea să poată să atragă înapoi persoana cealaltă. Adică și viceversa. Da. Că e vorba, poate să îndrăgostească el, poate să te îndrăgostești tu de un bărbat. Eu nu cred că mai vrei să stai lângă el. Că așa se întâmplă. Și atunci ne-am separat. Mi-a fost foarte greu, un an, doi, parcă... Au curs râuri de cerneală prin presă atunci. Da, bine că nu era atâta internet, Doamne, da. Cât dai acum cred că eram. Se răspăgolea, uite așa, că atunci că mai greu. Cele mai mici astea, cum se cheamă, amintiri apăreau acum. N-are niciun sens, n-au sens. Da. Nu, s-a scris nu că ai rămas fără afacere. Da, nu, n-am rămas fără afacere. Am decis să rămân fără afacere. De ce? Pentru că de ce ți-am spus, eu nu cedez. Dacă nu aș fi făcut asta acum... Ai făcut-o din orgoliu? Nu, din neputință. Uh-huh. Din durere și din neputința de a putea să faci ceva. Pur și simplu eram foarte amărâtă și foarte lovită. Eram singură, am vrut să plec la Iași. Am vrut să te întorci. Am vrut să plec de tot. Părinți. Da, am vrut să plec de tot. Dar pe mine mi-am dat seama, am zis, stai mă puțin, că am făcut totuși un copil, nu pot să las. Și nici nu mi-ar fi plăcut să stau fără el. Ca să nu avem grijă de ea. Nu. Deci, fiecărui lucru pe care îl faci în viață și se întâmplă la o anumită perioadă, trebuie să-i mulțumești. Deci, fiecare parte din viața fiecărei femei sau bărbat. Pentru că nu ai fi ajuns azi cine ești în scaunul ăsta. Deci nu poți decât să mulțumești celui care a fost și să îmi mulțumesc că am decis și am lăsat totul. Și în primul rând gândește-te că în perioada aia habar n-aveam niciunii dintre noi în jurul de anii 2000 ce să faci cu procentele unei afaceri, ce să fac. Nici habar n-aveam, nu mă interesa, zic gata, am plecat. Am plecat. Dar în cu mintea de acum, ai face la fel? Nu. 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 Nu, nu, pentru că după aia mi-am dat seama cât de greu a fost. De la și câtă muncă am făcut și cât a fost frumoasă calea pe care am ales-o, nu mi-a displăcut. M-a făcut puternic. Da. Nu, m-a făcut puternică, m-a făcut cine sunt astăzi. Am evoluat, am crescut. Știi că mi se spune pasărea Phoenix. Da, știu. Că îmi ridic aripile, așa, mi le întind frumos și mă apuc și zic gata, acum unde zbor? Și deschid și mă gândesc, hai că zbor în nord, în sud, în vest, nu contează. Dar habar n-am, nu știu, nu am niciun regret din punctul ăsta de vedere. Am socotit amândoi că e bine atunci, ce am făcut am gândit că e bine, cel puțin eu am luat decizie și am spus ok, divorț, am terminat. Durerea a rămas acolo înăuntru fiecăruia, am acceptat, eu au o relație fantastică, mai avem încă un copil în familie, nu al meu, al ei și al lui. Suntem foarte bine, mersi. Și acum ai o relație bună. Bă, numai, și ce să, da. Nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea și știți din ce motiv nu-mi place foarte mult? Pentru că avem un copil, o fetiță senzațională și da, este... Nu, lumea. Acum nu cred că lumea mai știe exact, doar da, poate da. Din cercul vostru așa, dar nu, publicul ce nu mai întâmplă? Știe, că nu-i dăm numele. Da. Nu, ideea e, da, e și greu. E și greu, e foarte greu. Bine, e greu să googlești repede să vezi ce a fost.
Nu sunt persoane publice cumva ca să... Da. Nu. Este foarte bine, suntem foarte bine împreună, pentru că după o perioadă trece. Uh-huh. Și sinceră să fiu, dacă sunteți în situații de genul acesta, cel mai bun lucru este să uitați, să rămâneți prieteni, să construiți ceva împreună, să nu vă judecați, pentru că nu aduce nimic înapoi. Deci timpul din urmă nu putem să-l aducem în niciun caz. Nu ai cum să-l întorci și să accepți. Pentru că acceptarea este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în anumite situații. Mergem înainte, vedem ce putem face împreună, ne mai gândim, ne întâlnim. Evident, nu ne ținem în brațe, nu ne strângem. Deși... S-a mai întâmplat. Ah, mai am cazuri, asta mă gândeam acum, că mai am cazuri care, în care chiar s-a întâmplat. S-au revăzut, s-au, și-au refăcut relațiile și se sunt și mai bine. Da. Nu vorbesc de mine, doamne, da. Să nu înțelegeți greșit, vorbesc de alte relații. Adică sunt cazuri și... Sunt cazuri adică, în care după o perioadă de timp așteptat... Ciorba încălzită nu e bună, se spune, dar se pare că nu tot timpul. Da, sarmalele sunt mai bune, să știi. Depinde acum ce fel de mâncare îți place ție. Da. Dar din toate experiențele tale de viață, cum crezi că trebuie să se întâmple lucrurile într-un cuplu ca să funcționeze? Tu ți-ai fi dorit, de exemplu, să fii pentru toată viața cu... Adică să, într-o singură căsnicie, să nu treci prin divorțul și să fii cu aceeași persoană toată viața? Crezi că poate exista? Știi ce mă întrebi tu pe mine? Ce te-aș întreba eu pe tine? Te rog. Primul tău iubit, prima ta dragoste pe care ai avut-o, da? Așa. Ai fi vrut să te desparți de el? N-ai fi vrut să rămâi cu el toată viața? Eu da. Eu cu primul iubit aș fi vrut să rămân toată viața. Și cu al doilea. A, de fiecare dată. Și cu primul soț mi-am dorit să rămân toată viața. Și cu al doilea. Întotdeauna mi-am dorit să rămân toată viața. Că dacă nu pornești la drum cu această idee, atunci de ce mai pornești? Nu pot să am o relație fără să iubesc cu inima, cu trupul, cu sufletul și cu tot ceea ce sunt eu. Și poate că e o problemă. Dacă nu mă îndrăgostesc și dacă nu-mi place, nu mă implic. Dar odată ce mă implic, dau totul și el are totul. În schimb și de la el cer. Cât e puțin să bea, cât e puțin, încet, încet, până iau și eu totul. Înțelegi? Cam așa e. Nu, niciodată nu m-am gândit că n-am să am, cum să spun, că încep relația aici și să termină mâine acolo. Da. Trebuie să ai... Că trebuie să stai să te gândești, să vezi în viitor. Eu văd în viitor. Văd lucrurile care se întâmplă. Mai ai curaj? Băi, sinceră să fiu, stăteam și mă gândeam zilele astea că stau singură și... Nu stau singură, pardon. Stau cu un prieten. Nu știe nimeni. Da. Prieten sau iubit? Deschidem alte subiecte dacă vrei. Nu, este un prieten. Bărbat. Da, care arată și foarte bine. Are 1,90 m. Dar suntem prieteni. Și stați în aceeași casă? Da. Păi, dar de ce ați decis să stați? Pentru că vreau să stau într-o zonă care să-mi pot permite și nu pot să-mi permit singură. Și așa a fost. Am fost foarte bun prieteni. Aoleu, deci asta o să iasă o nebunie. Deci nu vreau să mă gândesc. Deci, nu. Scoați asta de aici. Da, așa. Facem așa. Okay. De serios, deci nu, acum nu mai stau, că el are iubită, îți dai seama. Dar la început, când am vrut să stau într-o anumită zonă și mi-a plăcut, nu poți să stai singură. Uh-huh. Înțelegi? Dacă nu ai o casă, dacă nu ai o zonă care să-ți placă, trebuie să-ți o construiești tu. Și atunci, de-aia motivul meu de a sta în chirie îmi convine mult mai mult. Și acum stau la prieteni sau stau undeva. Da. Nu e o rușine. Deci eu mă simt foarte bine așa. Nu am nevoie de lucruri. Pentru că casa mea este salonul. Uh-huh. Eu stau de la ora 9:10 dimineața până seara târziu, la 11-12 noaptea, numai în salon. Și atunci eu am nevoie de un loc în care să pun capul. Asta pentru că încă nu am găsit partenerul care să mă țină el, să-mi pună capul în poala lui, cum se spune, să mă țină el în brațe. Dar și acum am început să simt nevoia, cred un pic, recunosc singurătatea de seară, dar nu sunt sigură că mă uit la filme coreene. Nu sunt nebunită după filmele coreene și n-am timp de altceva. Dacă asta te întrebam, dacă mai ai curaj să te avânți într-o relație de-asta serioasă. Nu știu, dacă căsnicie. E legat de... Dacă e căsnicie? Doamne, nu te mai măriți? Nu. Nu-mi trebuie așa. Și apropo de chestia asta, că la un moment dat te-ai iubit, te căsătorești, faci o căsnicie, da? Și rămâi cu un prieten. Deci, de fapt, tu ce faci? Împarți cheltuielile casei cu un prieten.
De-aia și recomand. Ce contează? Roommate, apartament, cum se spune, da. Da? Poți să stai cu un prieten și e mai bine pentru că ai... Ce simt eu? Deci ce simt eu este faptul că am un bărbat care să mă ajute la anumite lucruri în casă. Da, și mă simt safe. Da? Sunt bine. Când... Dacă am o problemă, o situație cu mașina, cu aia, îl rog, te rog frumos, ajută-mă. Da? Și mă ajută. Pentru că și el, la rândul lui, are partea feminină în casă, care face anumite lucruri. Deci e foarte fain. Sau două fete, două prietene care stau. Șeruiți dacă nu aveți cum să vă permiteți lucrurile mai bune în viață. Adică apartament mai frumos. În străinătate nu mai spune nimeni nimic. Nu povestește nimeni adevărul. Uh-huh. Dar poți să faci asta. Apropo de a șerui, de a împărți lucrurile. Nu ne deranjăm. Fiecare e cu treaba lui. Vin când vreau, plec când vreau. Are treabă, mă sună, întârzie puțin, zic, am înțeles. Întârzie puțin, mă mai plim. E foarte fascinant. Deci trebuie să trăiești viața, ce recomand eu tuturor. Fii naturală, fii tu ca femeie, fii bărbat mișto, cool, îngrijit, fără să fii stresat, că aoleu ce fac, aoleu nu știu ce. Se poate trăi și altfel. Și mi-ai zis acum că uneori te mai încearcă acest sentiment de singurătate de seară, așa ai numit-o tu. Da. Cum ar trebui să fie bărbatul care acum să apară în viața ta și Doamne, să te cucerească? Doamne, nu mai întreba nimeni de mult așa și ceva. Să te determine... Nu știu, să închegi o relație din asta, așa. Să leg o relație, da? Să stați împreună, să fiți ca un cuplu. Hai să stai să-i zicem lui acolo, să vedem cum să fie. În primul poate rând, te aude și te vede, da, și îți bate la ușă. Știi că se spune că, în general, femeile puternice își găsesc greu partenerii, da. Pentru că suntem... suntem prea încăpățânate, avem... Pretențioase și toate alea. Păi habar n-am. În primul rând, cred că trebuie să arate îngrijit. Uh-huh. Asta e primul lucru pe care cred că pentru mine este important. Să fie drăguț, să fie... Să arate bine fizic. Îmi plac... Asta este, asta sunt. Da, da? Acum ce? Nu așa, să ne ascundem. Să fie... Știi cum vorba aia? Sufletul contează. E, până ajungi la suflet. Lasă-mă! Băi, tu știi că poți vedea sufletul în momentul în care stai la o masă și îl vezi din maxim jumătate de oră, știi ce e sufletarea, în funcție de cum se comportă la o masă. E foarte important asta. Nu, dar în primul rând să arate bine, să fie îngrijit, să fie înalt. Așa, asta e un alt punct. Să fie... Vârsta. Să mă gândesc. Vârsta, zi-mi ce vârstă să aibă. Între și între. Păi, hai să-ți fac o socoteală. Dacă la 20 am avut prieten vreo 2 ani jumate, să zicem, mai mare, la 30 am avut iubit cu 8 ani jumate, mai mic, la 40 am avut iubit cu 11 ani, mai mic, la 50 am avut iubit cu 20 și ceva de ani, mai mic, și acum cred că ar fi cazul să-mi găsesc jumătate. Am înțeles, deci cu 30 de ani mai mic sau cât? Mai asta înțelegi tu prin jumătate? Păi eu m-am uitat, m-am căzut, ți-ai făcut socoteala. Da. Dar e foarte, dar asta este, știi că așa e. N-am ce să fac. Așa a fost să fie, asta este. Dacă stai să bănuiesc că ați luat-o ca o glumă. Da, totuși. Eu am luat-o ca pe o glumă. Bine. Tu ai luat-o ca pe o glumă. Da, nu ca pe o glumă, dar... Dar să știi că la mine așa a fost. Așa a fost. Așa da, funcționează. Așa dar dacă așa funcționez, ce să fac? Uite, a fost o mare vârvă când Andreea Marin are partenerul ei, este, nu știu, mai știu cu câți ani mai mic. Poate mă ajută cei din regie, Gabi, dacă partenerul Andreea Marin e cu vreo 20 de ani mai mic. Și nu e normal? Și nu e frumos? Și deja de nu știu câți ani. Dar nu contează, fii atent. Deci dragostea... Adică crezi că poate funcționa o relație la lung? Da. Cu o diferență de vârstă când ea este mai mare decât... Nu la lung. Hai să fim serioase. Dar funcționează cu siguranță. Am N cazuri în salon, prietene, cunoștințe, relații. Am auzit, am fost una dintre cele care au avut relație cu bărbatul fiind mai mic. Ei caută asta, nu noi. Noi îi atragem din diferite lucruri. Habar nu am de ce sunt ei atrași, dar ei sunt cei care, cărora le place. Da. Ei apasă pedala. Înțelegi? Noi doar
încercăm să fim cât mai frumoase, cât mai drăguțe, cât mai simpatice, iar ei sunt efectiv atrași. Există un miraj, o chestie care probabil și în mintea lor există, nu numai noi. Iar faptul că noi ne purtăm cu ei, că sunt mici ca o mamă, asta le place lor. Și să știi un lucru, dragostea nu are vârstă. La orice moment, orice, când se înfiripă ceva, când se întâmplă o chestie, când există momentul ăla de fericire, când există, știi că sunt niște fluturași, așa, parcă sunt niște lucruri care se întâmplă în stomacel acolo, nu știi de tine. În primul rând că arăți foarte bine, că începi să te îngrijești mult mai mult decât de obicei. Faci tumbe, slăbești, te îmbraci super, fashion, modern. Dintr-o dată, mai și totul merge în jurul tău, pentru că există acel sindrom de fericire care te face să fii frumoasă. Și mult mai îngrijită și mult mai atentă cu tine. Deci este fascinant. De asemenea, este și invers. Ei pot fi mult mai în vârstă să aibă grijă. Am spus eu la un moment dat, pe Instagram că dacă am 60 de ani, ce să fac acum? Să găsesc pe cineva de 85? Adică să păstrez ca bărbatul care ajunge la 50-60 își găsește o domnișoară de 30, să păstrez și eu asta? Sau să fie născut în 85? Sau să-mi găsesc jumătatea, îi lăsăm pe ei să spună, să comenteze. Pentru că nici nu contează atâta timp cât ești fericită, cât ești iubită, cât iubești, cât faci să fie intimitatea aia ta. Nimeni nu știe ce se întâmplă în casă, da. În casele lor. Serios. Da. Crezi că contează vârsta? Dragostea nu are vârstă. Punct. Nu există. Crezi că dragostea, adică sentimentul în sine cunoaște, eu trebuie să am un bărbat cu 65 trebuie să fie. Nu. Mi-ar plăcea unul de 50. Da, mi-ar plăcea unul care să arate bine la 50, să fie îngrijit, să aibă toate țiglele pe cap, pe casa lui acolo, să fie deștept, inteligent, să creeze, să construiască, să-mi aducă mie liniște sufletească, că o femeie are nevoie de liniște. Ca să fie creativă, că e partea creativă, are nevoie de liniște. Și atunci, da, ai nevoie de un bărbat care să fie, să fie neapărat simpatic, adică să glumeți, să știe să te scoată din stare. Romantic nu mai spun. Nu mai există romantismul neam. Săracii sunt. Nici mamele nu mai au timp să învețe. Și dacă n-ai învățat de mic și n-ai văzut în casă da. Aceste lucruri, n-ai. De pe TikTok-uri, de pe Instagram, de pe toate din online, nu mai. Poate că doar dacă te apuci de citit cu adevărat și vrei să ajungi să ai răbdare ca să știi să înveți să cucerești o femeie. Și cred că este și invers. Noi ca femei trebuie să fim frumoase, îngrijite, naturale. Naturale, adică să ne vadă și naturale. Da. Nu numai să fie doar machiate, aranjate și puse la punct, ieși din baie și asta e. Nu, că te trezești la un moment dat și în pat. Da. Și trebuie să arăți și dimineața. Bine. Da. Îngrijită. Cât de importantă este latura intimă într-un cuplu? Ce întrebări îmi pui, zici că sunt la nu știu câte întrebări. Da, cât de importantă e latura intimă? Este foarte importantă. Aia este un lucru care ține relația, dar nu este totul. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, nu e totul. Face exact cât trebuie în relația respectivă. Trebuie să te simți bine. Pentru că dacă îți dau numai de astea, dar să le pun pe TikTok astea. Da. Nu-mi place, dar le pun. Păi le pun. Am eu o vorbă. Știi, dacă merge o singură dată undeva. Da. Nu se pune. Nu se pune. E corect? Da. Să zicem. Așa e vorba. Se duce vorba, că dacă ai fost o dată nu se pune. A doua oară? Nu știu, spune-mi tu cum e. E pentru mine. Așa. A treia oară? E pentru tine. Așa. A patra oară e pentru amândoi. Mm-hmm. Și atunci de la începe. Cincea oară deja avem o relație. Când te duci în același loc de atâtea ori, aveți o relație. Așa că, dragilor, aveți mare grijă, numărați 1, 2, 3. Și ori te oprești, poți să te oprești la a doua sau a treia oară, că deja e suficient. Sincer. Da, da. Pentru că îmi dau seama eu dacă m-aș duce, sau să zicem că aș avea o relație și m-aș duce în fiecare
O dată la săptămână începe, probabil, da. Nici nu știu. Nu știu, n-am avut ocazia asta, nu știu cum e. Eu la mine ori a fost din prima totul, ori n-a fost nimic. Da. Nu, n-am avut. Nu știu cum e să stai odată, să te mai înveți peste nu știu cât timp. Pentru că și duc relația atât de mult, țin atât de mult bărbatul ăla până se plictisește, pleacă și nu mai iese nimic? Nimic? Se mai întâmplă și asta? Sau e totul sau nimic? Nu există jumătăți de măsură. Depinde de om. Cred că depinde și de femeie și de bărbat. Da. Compatibilitatea între doi oameni se clădește, există, se simte că există acel click. Știi? Că există momentul când treci și când simte parfumul și se mai întoarce și până la urmă pici sau pică el sau îl atragi tu în mrej. Vorbeam înainte de publicitate despre cât de importantă e latura intimă într-un cuplu. Pentru că, nu știu, poate unii dau prea mare importanță, alții nu prea o bag în seamă. Știi cum e, diferă de la caz la caz. Asta e grav. Da, e grav. Asta e grav. Și de asta te întrebam cât de importantă este. Că știi cum e, la început toți pornesc din atracția asta fizică, chimică, nu știu cum. Și se întâmplă niște chestii fantastice. Extraordinare. Dar cum menții în timp? În primul rând, când există fiate, sunt mai multe, cred eu, este doar părerea mea personală, pentru că am avut o experiență. Da. Nu foarte mare, dar oricum am experiență, să zicem. Ideea este asta, în felul următor. Există momente când te duci într-o relație de genul ăsta, nu știi ce iese, dar dorința este atât de mare încât nu, pur și simplu nu pot să... Nu poți să o dai deoparte. Trebuie neapărat să se întâmple. Și cu cât întinzi și nu se întâmplă, cu atât mai prost iese. Că zici că sunt doi copii, domnișor și domnișoară, și ne apucăm acum de treabă. Nu. Când simți cu adevărat, trebuie să-și se încheie impactul. Deci neapărat. Da, adică pentru că altfel se pierde frumusețea și toată nebunia. Dar în momentul în care ești acolo... Înțelegi din prima dată că te potrivești. Așa că nu este un rău a, am greșit sau a, să te mustrezi tu singură pe tine. Nu. O faci pentru că ai vrut, o faci pentru că uneori este necesar. Anumite femei la anumite vârste nu mai fac nici măcar astea pentru că nu au timp. Dar dacă se întâmplă să fie ceva un moment, bucură-te de el, nu-ți pune întrebări. Mergi mai departe. A doua zi nu-ți face iluzii niciodată. Și după aia vezi dacă e un cuplu. Apropo de chestia asta, mama mea avea o vorbă, nu mai e acolo sus. Avea o vorbă foarte simpatică care spunea: mama, știi ceva? Dacă vrei să-ți refaci viața, să știi că nimeni nu știe unde stai tu. Nu va veni niciunul să bate la tine la ușă, pentru că nu știe. Dacă ar ști, ar veni. Așa că ieși și la primul semafor, dacă te oprești și zâmbește cineva, ia-l. Nu știi niciodată dacă ăla este. Sau ieși și socializează. Ieși, vorbești, povestești. Așa că atunci când ești în intimitate, contează, dar nu e totul. Pentru că se termină actul în sine, te relaxezi. Apoi, și poate că uneori când te întorci, nu-ți mai place ce vezi în pat. Și ai și o amărăciune, o durere. Mi s-a întâmplat de multe ori și vouă. Sigur. Și ai o durere așa și parcă te gândești, bă, de cine m-am făcut-o, ce fraieră sau ce fraier. Nu, ei nu, că ei, la ei e numărul. Nu, e numărul, da. La ei, că la bărbat... Nu, la ei este mult mai ușor, dar din păcate sau din fericire, habar n-am cum să o iau,
datorită nouă, practic, ei ajung la un rezultat. Așa e. Că doar nu suntem forțate. Da. Nu? Deci nu suntem forțate. Deci nu, inițial, da, contează, nu e totul. Nu e totul. E bine să fie frumos, să fie plăcut. E o chimie. Eu zic că este o chimie totală. Dacă într-adevăr te simți bine și se simte lucrul ăsta, prin toți porii tăi și apropierea și senzația și emoția pe care o trăiești și... Da, eu n-am cuvinte. Mai ales când ești emoțional și aștepți acel iubit sau acea față drăguță pe care ai vrea să o îmbrățișezi sau, nu știu, acel bărbat pe care vrei să-l iei în mână, în brațe și invers. Cred că și pentru ei, eu cred că și pentru ei același lucru. Chiar dacă, da, chiar dacă par sincer, să fie mai... Nu? Da. Sigur. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Peste care ai crezut că nu o să poți să treci? Care te-a pus la pământ? A fost după divorț? Știi cum... După al doilea divorț? Acum că sunt, am trecut prin atâtea lucruri, sincer să fiu, a fost așa, o chestie care nici nu am simțit-o în momentul ăla. M-a durut pentru copil, pentru fetiță m-a durut, că mi-era mai greu la început, mi-a fost greu, dar după aia a fost foarte bine, că am un copil senzațional. Deci, toate lucrurile pe care le-ai făcut în viață și ceea ce faci azi este exact, știi, suma lor. Da. Dar dacă e ceva care să mă doară cu adevărat, habar n-am, nu știu. Poate acum, în momentul ăsta, că treci prin multe chestii pe care le-ai făcut tu și m-am trezit acum că trebuie să trec peste ele singură și e greu. Și ți-e greu, poate, să vorbești despre ele. Da. Cred că am avut multe momente up and down și în business-ul meu, cu adevărat. Da. Acum urma să te întreb, că partea asta cu business-ul nu e o zonă ușoară, adică este foarte greu de gestionat și pentru o femeie nu știu cât de simplu e. Că tu ți-ai făcut un business în meseria ta. Da. Și nu e ușor. Ai avut și aici urcușuri și coborâșuri. Da, și le am acum. Și le ai. Și le am acum. Pe lângă faptul că îți pui toată încrederea în oameni și la un moment dat rămâi fără ei. Dar să știi că a fost cea mai bună alegere a lor atunci. Pentru că, într-adevăr, am mai spus și o spun și eu întotdeauna mă gândesc că, într-adevăr, nu sunt ceea ce sunt astăzi neapărat datorită muncii mele singură. Am muncit într-o echipă, am avut echipe multe, oameni frumoși, senzaționali, care astăzi sunt nume mari pe piață. Uh-huh. Iar eu sunt suma acestor oameni. Dacă nu ar fi plecat ei la timpul lor, nu aș fi fost astăzi cine sunt. Deci pentru mine faptul că am fost lovită din toate părțile m-a făcut mai puternică. Evident că sunt vulnerabilă din multe alte puncte de vedere, emoțional, de exemplu. Dar din punct de vedere, în momentul în care iau o decizie într-o direcție cu business-ul, mă duc până în pânzele albe. Și acum există momente când am avut nu știu câte saloane, am avut parteneri, ne-am despărțit, avem datorii, bănci pe cap, toate alea. Se întâmplă. Am două opțiuni. Să trec peste ele sau să mă duc cu ele. Adică sau să nu mai să fac ce fac alții sau o iau razna și nu mai știi de capul tău. Poți să faci și asta. Crezi că contează? Nu mai ești nimeni. Pe pământul ăsta ești doar un simplu trecător. Dar am prea multe lucruri de făcut ca să mă gândesc acum la niște lucruri rele. Am prea multe alte vise pe care vreau să le duc la capăt. Să mă gândesc acum că sunt poticnită, că mi-am închis saloanele, că nu le mai am, că nici nu mă interesează. Atâta timp cât mă am pe mine, ca om, o să-mi găsesc și jumătatea, evident, la un moment dat, aia care trebuie. Așa. Și am să reușesc, probabil, să trec peste ele și am să fac exact tot ceea ce mi-am propus. Crezi că prin personalitatea ta intimidezi pe bărbați?
Hei, păi naiba. Nu, n-au nicio treabă. Nu se mai găsesc. Sunt rari, sunt puțini, dragii de ei. Oricum sunt mai multe femei pe globul pământesc. Da, nu, ei sunt puțini, iar eu unde să-i văd? Unde să-i găsesc? Când eu stau toată ziua de dimineață până seara la salon, sunt non-stop cu femeile lângă mine, ascult poveștile lor, mai dau un sfat, mai primesc un sfat. Nici n-am timp să-i văd. N-am timp, nu. Pur și simplu, nu, când să ies afară, când ți-am spus. Trebuie să urmezi sfatul mamei tale. Ah, să mă duc la o intersecție, la semafor, da. Să închid ochii, să zâmbesc. Care, unde să mă duc? Mă duc în că nici mașina nu mai am și aia s-a stricat săraca de ea. Nu mai am, nu. Deci ajungi la un moment dat în care poți să râzi de viața ta. Ești într-un astfel de moment acum? Da. Oh, da. Asta este. Uh-huh. Dar sper să reușesc să trec peste. Muncesc foarte mult. Să muncesc, să mai găsesc și alte lucruri de făcut. Să știi că râdeam acum că apropo de emisiuni, că tot gândeai, știi, cu emisiuni, cu emisiuni. Te-ai întors în televiziune? Da, bineînțeles că m-aș întoarce, dar am atâtea proiecte în cap. Numai că asta este, n-am operații, nu sunt așa, sunt aia naturală, mai am vârsta care trebuie, probabil că nici nu mai prind la... Nu este adevărat, știi că eu îți spuneam că vremurile s-au schimbat, într-adevăr a fost o perioadă, dar lucrurile stau altfel. Mă bucur să aud și mă bucur că publicul are alte gusturi. A început să aibă alte gusturi și vor oameni cu substanță la televizor, știi? Asta e un lucru bun, mă bucur. Dar ți-am spus, nu, din păcate nu prea am timp, nu stau că lucrez cu mâinile și nu pot să tastez, nu pot să mă uit. Dar seara mă uit, într-adevăr. Și... Mă gândesc cu mult drag la chestia asta, că m-ar ajuta, evident. Dar expunerea. Ai de oferit. Am foarte multe lucruri și știu foarte multe lucruri și acum suntem în discuții să încerc să mai fac ceva în direcția asta. Am văzut foarte multe podcasturi, am foarte multe idei. Eu știi că am trăit mai... Ești foarte creativă. Creativă, da, sunt, da, exact. Extrem de creativă. Pentru că eu atunci când... Mai sunt un om foarte norocos, Cristina, pentru că am de-a face cu oamenii. Și atunci când ai de-a face cu oamenii, auzi multe lucruri. Și dacă ești un om, și chiar dau un sfat tuturor, să scrieți ceea ce vreți să faceți în viață, pentru că la un moment dat te poți întâlni cu un om care să-ți îndeplinească acel vis. Și eu sunt un om care chiar scriu foarte multe lucruri. Am scris și o carte, știți, că mai scriu încă una acum, dar aia o să fie după ce nu mai sunt eu. O să-i dau lui fiică mea. E speriată săraca, mama, ce vrei să faci? Zic, lasă că o să fie bine, zic, îți las niște nume la finalul cărții. Zic, și în momentul în care se termină și nu mai sunt, le pui tu unde crezi tu că... Asta să fii într-un spirit de glumă. Orice femeie are povestea ei de viață. Dar mi-ar plăcea, da, mi-ar plăcea să fac niște chestii. Și o să le faci. O să vedem, deci, o să vedem. Asta spuneam, că foarte multă lume, știi, vrea să te apuci să faci ceva, dar trebuie foarte mulți bani. Da. Am avut un proiect, într-adevăr, de făcut. Și a rămas surprinsă câți bani trebuie să faci o emisiune. Felicitări pentru că ai reușit. Serios vorbesc, deci trebuie foarte mulți bani. Da. Bine, emisiunea pe care voiam eu să fac nu era neapărat de stat așa, e de lucrat. Podcast nu e o investiție așa... Eu trebuie să mă duc să lucrez, știu, să fug, să alerg, să mă duc, să iau, deci... Cred că ar prinde bine. Ar prinde. Ne gândim. Da, te-ai gândit vreodată la sfârșit, că acum spuneai că te-ai gândit să scrii o carte, a doua carte, care să apară după ce nu vei mai fi tu? Asta o zic, știi că uneori o zic așa, după care am început să o cred. Da. După care am început să scriu. După care mi-am dat seama că, nu era ideea. Și uitându-mă la filmele coreene, care sunt senzaționale, te poți inspira fantastic. Și gândindu-mă la cât am trăit și ce povești frumoase am în toată viața asta, mi-ar fi păcat să nu le las acolo. Pentru că fiecare clienta mea este o poveste. Vorbesc de clientele mele pe care le am de 20, de 30, am 40 de ani de muncă, îți dai seama. Și inclusiv dacă includ și poveștile mele, pot fi subiecte de film. Da. Pentru că e foarte interesant. Bine, viața ta e un film. E un film. Da, este un film. E până e acum, drăguță. Dar cine știe ce mai urmează? Oh. Ar fi foarte drăguț așa. Asta te întrebam dacă te-ai gândit la sfârșitul. Despre cum să arate? Da, dacă mi-e frică de moarte, de astea? Nu mi-e frică deloc. Îmi doresc să fie, să se întâmple. Ce-mi doresc este să nu sufere fetița mea după mine sau să nu prea sufere prietenii, vor suferi sigur. Dar asta e.
durează o lună, două, totul se uită. Nu mi se frică absolut deloc. Nici acum, în momentul ăsta, sau nici mâine, sau nici poimâine, mi-aș dori să fie la scaun, ca să încununez oarecum meseria mea, săraca, aia la care sunt tata. Asta știi că e un pic mai ciudat. Dar nu mi-este frică, pentru că, sincer, ar scăpa de datorii. Ar fi oribil, grozitor. Nu, și ce se întâmplă? Cred că când este să vină, să vină. Să fii pregătită, nu poți fi. N-ai cum. Știi ce sentiment am eu? Că în curând vei renaște. Eu, păi deocamdată cred că mai am multe de oferit. Mi-am plănuit o vacanță de 200 de zile în jurul lumii, după ce scap de toate datoriile. Stați liniștiți că plătesc. Nu fug de nimeni și de nimic. Doamne ferește, fug? Nu fug. Cât pot, pot. Dar mi-ar plăcea să primesc cadou. Apropo, poate găsesc eu poate pe bine... cel care așa. E destul de deștept, pentru că cea mai mare avere pe care o am sunt eu și numele meu. Și dacă chiar e băiat deștept și știe ce are de făcut, să mă cumpere. Serios. Eu am înțeles. Puține femei sunt de vânzare. Eu sunt de vânzare. Pentru în ghilimele, da. Spus. Pentru că dacă vine un bărbat isteț deștept cu anumite fonduri substanțiale care știe ce și mă poate ajuta. A, uite, chiar, fără să-mi dau seama, am spus-o. Probabil că e în gândul meu și o spun. Pentru că dacă cineva e destul de deștept, inteligent și știe ce are de făcut cu brandul respectiv, poate să scoată păi, și... Asta spuneam, că tu ești o femeie, dar ești și un brand. Da, atunci... chiar să fie, da, nu știu. Măcar să-mi ia brandul, că pe mine văd eu, după aia mă mai gândesc. Sincer, stăteam și mă gândeam acum că dacă s-ar putea face asta, da, uite, aș scrie istorie, cum se spune. Dar cum ar fi să... ai face ceva. Să fie acest bărbat și jumătatea. Oh. Să fie doi în unu. Păi înseamnă că ar trebui să aibă așa. Hai să ne gândim. Da. Am zis-o, să fie înalt, să fie înalt. Da. Să fie drăguț, să fie drăguț. Cu vârsta n-am înțeles. Vârsta să fie decentă. Nu prea poate să, la 30 de ani, să aibă și fondurile necesare. Nu, Doamne ferește, am zis jumătatea. Măi, dar nu înțelegeți prostii. Jumătatea este perechea ta jumătatea potrivită. Da. Da, de suflet, așa. Da. Dar așa, într-o glumă, da. La 30 să aibă și nu știu cât și nu știu ce înseamnă că are niște păr. A, nu, da, stai puțin, că eu nu mă, să nu aibă relația cu mine, să fie brandul al lui, da. Nu eu. Eu da. Sunt eu, eu găsesc. Dar eu spuneam cum ar fi să fie și. Ei. Că tu cu fostul soț ați și muncit împreună și e bine așa să și muncești? E foarte greu. E greu, nu? Da, este foarte greu. Este bine, e bine pentru că aveți, sunt lucruri comune. Da. Dar este și foarte, da, este și foarte greu pentru că tot ceea ce faci sau tot ceea ce nu-ți place, tot acasă aduci. Uh-huh. Și uneori, în loc să iei în brațe, pui pe masă niște caiete și începi să faci calcule. Și este foarte greu. Sinceră să fiu, am dus o relație așa, știu cum este, a fost bine. Am știut să managerez până la un punct și probabil că punctul ăla s-a simțit pentru că munceam foarte mult acasă, eu eram mai mult plecată și normal că s-a simțit. Dar dacă... mi-ar plăcea cineva să fie în domeniu, de exemplu, mi-ar plăcea să fie în domeniu tot artistic, pentru că nu cred că m-aș înțelege cu unul, bă, poate să fie și ceva financiar, pentru că duc și cu calculele bine. Păi dacă ești și femeie de afaceri. Pe business. Păi fără să vrei. Fără să vrei, da. Fără să vrei, să știi că nu. Dar cred că ar fi interesant să... Nu poți să le ai pe toate. Ei, dar nu poți să știi. Tu le ai pe toate, apropo? Da, nu știu dacă... Vezi? Mai... Nu, n-am stat să mă gândesc. Nu, trăiesc. Sunteți bine, sunteți da. În același domeniu, da. E frumos, vă înțelegeți, e ok, aveți comun. Da. Deci e bine să fii oarecum. E important să fii, să ai viziune comună. Comună. Și atunci parcă toate greutățile se atenuează și le depășești, știi? Da, se duc. Exact, da. Asta este. Asta e mult mai ușor. Cel mai e important. Mult mai ușor. Practic, tu în viitorul apropiat ce-ți dorești? Să scape datoriile astea, ai spus. E, bine, ca toată lumea, zi, da, toată lumea să scap, să scap, îmi doresc așa. Să am o casă mare, frumoasă, să mă pot permite să cumpăr, pentru că toată lumea a zis că sunt nebună, că n-am pentru că mi-am dorit-o. Dar acum mi-o doresc. Îmi fac un perete mare pe care să fie niște cai verzi pe pereți. Un tablou imens, superb. Îmi pun niște, nu știu, văd eu, fac sală de fitness, chem toți băieții care arată bine. Asta îmi doresc eu. La mișto, îți dai seama, tot e la caterincă. Nu, Doamne ferește, ce-mi doresc este să... Dar dacă vin, nu-i problemă. Nu, ce-mi doresc foarte mult, ce-mi doresc este să fiu sănătoasă. Uh-huh. În primul și în primul rând să fiu sănătoasă. Să
practic să reușesc să îmi găsesc echilibru, să mă duc în jurul lumii 200 de zile. Îmi doresc enorm de mult. Deci... Dar de ce ai ales 200 de zile? Atâta durează să faci în conjurul... Atâta este croaziera pe care mi-am ales-o eu. Da. Este o croazieră de 200 de zile, puteți să o căutați, care pleacă din Miami, se întoarce în Miami și ajunge până la New York. Trecem prin Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific, vezi toată lumea. Dar nu că vezi toată lumea, ai timp pentru tine. Uh-huh. Iar eu simt nevoia să fiu cu mine, am timp pentru mine, pentru că muncesc foarte mult și parcă muncesc numai pe tot ceea ce... Deci plătesc greșelile trecutului, pentru că n-ai cum să ajungi să ai datorii dacă n-ai greșit undeva. Ceea ce mă fascinează în momentul de față este că râd și sunt cu zâmbetul pe buze, știi, așa și e lucru în fantastic, așa ai fost că nici mereu. Nu mai contează. Și să îmi dea Dumnezeu cât de multă sănătate pot, să mai muncesc vreo 20-30 de ani, dacă s-ar putea, fără să fac nimic așa, să mai stau cât se poate, dar nu o să mai vină, îți dai seama, o să vină băbuțele mele și prietenele mele, bune și alea. Ce bine sunt și alea și cu băieții, cu moștenicii, cu băieții, cu soților, cam și acum. Fascinant este că vin copiii din urmă și am preluat copiii, iar eu mă întrețin practic bucuria de a fi veselă cu oamenii tineri din jurul meu. Da. Și ei mă țin tineri. Da, și am zis că vreau să plec pentru că vreau să stau cu mine. E fascinant. Îți doresc atât de mult să reușești să fugi și să fii cu tine, pentru că ai timp să scriu, am timp să fac ce am eu în cap. Am foarte multe lucruri. Da. Dar dacă îți dorești așa mult, cu siguranță se va întâmpla. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru ultima parte a discuției noastre. Avem aceste două cutii. Sigur. Uite-le. O să te rog să le deschizi pe rând. Vezi ce scrie acolo și să ne răspunzi. Vă 2 milioane de euro. Hai, cutia iubirii. Cutia iubirii. Oh, să vedem aici ce întrebare. Cine știe ce întrebare îmi pui? Eram sigură. Deci eram absolut sigură. Dacă mă întreb mâine, vai de capul meu. Am intrat acum din publicitate, noi tot discutăm aici. Da, mie mi se pare fascinant să fie așa. Da, și... îi povesteam Cristinei că dacă ar fi să plec 200 de zile în jurul lumii și aș pleca, și cred că o să o facă cineva. Acum știi cum mi-am zis tot, băi, dar nu mai spune, doar fă. Uh-huh. Nu, eu nu spun, eu fac. Da. Chiar dacă spun și chiar dacă fac alții, cum o fac eu, nu face nimeni. Da, așa este. Așa că am zis că dacă mă duc în jurul lumii, mă întorc mai bogată. Pentru că dacă tot merge online-ul și Instagram-ul și toate astea și toate... Ai conținut, ai ce să faci, să împărtășești... Păi mă duc să coafez pe toți pe unde ajung, pac, un scaun în spate, fii atent, un scaun în spate, așez pe un... Vezi ce înseamnă să ai o meserie? Asta voiam să spun, vezi ce înseamnă să ai o meserie? Și o meserie de care practic nu te poți lipsi de acest serviciu. Da. Mi-am luat un scaun, am pus-o într-o intersecție, acolo unde stau de dimineață până seara, că vasul merge. Și tu stai, de exemplu, la ora la ora. Și la ora aia mă duc, îmi iau în așa, îmi iau sculele la mine, dau drumul la cameră și încep să tund oamenii care sunt în locul ăla. Exact. Tu realizezi câte lucruri mișto poți să faci? Exact. Deci trebuie să te reinventezi. Exact. Abia aștept. Și tu ești foarte creativă și ai acest spirit... Și uite, și iau și emisiunea după mine, da. Și vine emisiunea după mine, da. Și eu mă duc în toată lumea și intru în toate saloanele și filmez și fac și punem canalul respectiv în top. Da. Gata, am zis o idee. Foarte frumos. Și dacă crezi foarte mult și îți dorești asta, o să se întâmple. Sigur. Avem aceste două cutii. Sigur. Uite-le. Aurie așa. Și roșie. Așa. Cutia aurie. Da. Cutia bani. Așa. E o întrebare aici despre bani. Și în cutia roșie, cutia inimii, cutia sufletului, o întrebare despre iubire, amor. O să te rog să le deschizi pe rând. Vezi ce scrie acolo și să ne răspunzi. Cu ce vrei să începi? Cu iubirea sau cu banii? Scăpăm de bani. Să scăpăm de bani. Da. Scăpăm, că de-aia nu i-am atras. Am atras mai mult succesul și mai mult... Adică, de fapt, toți banii pe care i-am făcut, i-am investit. Uh-huh.
Efectiv, i-am investit. Mai apucat să-i cheltui așa, nu, să te bucuri de ei? Nu, i-am investit. Nu, i-am investit tot. Toți în mine, în prieteni, în oameni din jur. I-am investit în saloane, am investit în tot ceea ce sunt ca om. Deci banii nu au stat niciodată să stea. Am o vorbă. Banii, ca să producă bani, trebuie să circule cu viteza luminii. Altfel ei nu au cum să producă dobânzi peste tot, să învârtă, să se răsucească, să construiești în continuare. Deci dacă ai un ban, nu trebuie neapărat să-l ții, trebuie să știi să-l investești, să-l rotești, să-l învârți. Și acum fiecare pe dorințele lui în investiții. Nu știu, da. Hai să vedem ce scrie. Hai să vedem ce întrebare se ascunde acolo. Ce aici? Așa. Ce avere ai reușit să agonisești până acum? Vrei să mă uit în cont 11 euro? Nu, averea pe care am reușit să o agonisesc la un moment dat, întâmplător, am mai avut o situație de genul ăsta în viață, nu știam ce să fac, da? Și atunci mi-a zis Geta, tu ești... Am vrut să vând brandul. Da. Am vrut să vând. Chiar așa, m-am gândit, eu zic, băi, mai bine îl vând, scap de datorii, sunt ok, sunt mișto și gata. Și mi-a zis cineva, știi cât valorează brandul tău acum? Zic cât? Vreo 2 milioane de euro. Deci eu valorez banii ăștia. Sau poate chiar mai mult. Sau poate nimic. Nici nu contează. Eu valorez ca om. Pentru că știu ceea ce sunt, știu ceea ce fac. Și știu încotro merg. Altfel n-aș putea să valorez atât. Îți pare rău că n-ai... Îmi spuneai un pic, să fi făcut un pic lucrurile altfel, să nu fi ajuns să, nu știu, să ai datorii, să fii, nu știu, să fii investit banii în niște case, niște imobili. Știi cum este? Știi cum întrebi? Știi cum spui unui om care iubește oamenii? Să, dacă ai fi putut să cazi peste cadavre, nu, nu pot. Nu, n-am cum, pentru că sunt, ți-am spus, sunt sentimentală, emoțională. Lucruri, care poate ți aparțineau de drept, nu știu, cum a fost în urma divorțului, sau poate ai mai avut și alte situații și poate... Nu, n-am renunțat. Nu, n-am renunțat. Pentru că acum pot oricând să mă întorc. Da. Nu sunt pe stradă. Deci oricând aș putea, de exemplu, dacă nu mai e Geta Voinea mâine și rămâne Jet. Da. O să fiu Jet mâine. Da. N-am nicio problemă. Înainte poate nu mă gândeam așa. Dar astăzi, da, sunt așa. Pentru că știu ce putere am și știu cum sunt ca om. Pot să lucrez oriunde. Pot să mă plimb în lume, pot să mă duc oriunde. M-am gândit la asta. Da. Și așa o să și fac. O să renasc. Dar eu o să fac convins. Ceva nou. Eu sunt convins. O să fac ceva ce nu s-a mai întâmplat. Am tot felul de idei în cap. Ți-am spus, trebuie să-l găsesc pe... Poate cine știe... Ai un comision în partea mea? Serios? Am înțeles, bine! Îți dau ceva. Doamne, să ne iasă bine, să vină cel care... Da. Că un făt frumos pe un cal a venit. Da. Acum e momentul să se schimbe... Să schimbe un pic lucrurile. Lucrurile. Hai, cutia iubirii. Oh, să vedem aici ce întrebare. Cine știe ce întrebare îmi pui? Ia. Fiecare invitat are întrebări diferite în funcție de personalitatea lui? Da, în funcție, și de povestea de viață. Povestea vieții? Da. Cine este iubirea vieții tale dintre bărbați? Eram sigură! Deci eram absolut sigură că o să se întrebe așa ceva. O să fie întrebarea asta. Cine este iubirea vieții tale dintre bărbații cu care ai avut o relație? Deci dacă mă întreb mâine, vai de capul meu. Uite, eu tac, nu spun nimic, nu vreau să te las. Nu spun nicio întrebare ajutătoare. Tu știi foarte bine. Am avut foarte multe povești frumoase. Fiecare dintre povești aparține unei perioade. Fiecare lucru pe care l-am făcut, l-am făcut din dorință, din voința de a fi și de a simți momentul respectiv. Și el la fel. Nu am greșit, nu m-am dus neanunțată și nici el n-a venit neanunțat. Dar... Așa când te uiți... Când mă uit în urmă... Și analizezi totul. Stai să mă... Stai puțin. Deci la 20, la 30. Cam astea sunt relațiile care m-au... Pe cine dintre? Care dintre? Așa, e greu să te decizi? E foarte greu, pentru că pe toți am avut foarte, cum să spun,
De la fiecare am învățat ceva. De la fiecare... Dar crezi că există o singură iubire în viață? Adică nu, aia cea mai cea? Nu, rămâne... Fii atent, cu fiecare dintre relații, dacă ai mai multe relații, da, în primul rând. Ok, dacă pornești în ideea în care că el este alesul, dar na, se întâmplă pe parcurs să nu fie el, va apare altul, iar crezi că acela este alesul. Băi, și... tu știi că eu m-am gândit la chestia asta odată și aș spune dintre toți cei pe care i-am avut ca prieteni, pe cine l-aș alege și care ar fi. Și sunt câțiva pe care gata i-am dat deja deoparte, respectiv căsniciile, da, gata. Deci cu alea s-au închis. Da. Deci, nu m-aș mai întoarce. Și niciun, în niciun caz acolo. Deci niciunul dintre cei doi soți nu în sunt niciun caz acolo. Iubiți, adică nu bărbat, sunt, nu fac parte din bărbatul vieții, cum nu se spune, nu? Bărbatul vieții. Ba da, la momentul ăla au făcut parte din bărbatul, da, vieții mele. Acum nu mai face parte pentru că nu mai simt nimic. Nici să fie ultimul, nu m-aș mai duce. Nici dacă ar veni și ar zice, nu cred. Nu, de exemplu, nu l-aș tatăl crede. Fetei, de nu exact l-aș crede. Nu, nu există așa ce exclus. Asta este exclus. Nu, suntem foarte bine, suntem prieteni, suntem relație mișto. Am putea rămâne prieteni, să locuim, Doamne ferește, în aceeași casă, fără să avem nicio relație. Super! Mă predau? Asta da, n-am nicio problemă. Nici dacă stă acum cu ea și cu copii. Nu mai simt nimic. Nimic, pentru că efectiv nu mă mai, cum să spun, e frumos așa, e bine așa. Și fiecare își vede de drum. Eu cred că urmează iubirea vieții. Dacă este așa de greu să răspund la întrebarea. Este foarte greu, pentru că nu am, niciodată nu m-am gândit la care dintre ei sau nu știu ce, pentru că ar fi, aș lovi în toți ceilalți. Am înțeles. Și n-ar fi frumos. Să nu-i supărăm. Și nu-i supărăm. Oricum rămâne în sufletul tău acolo. Astăzi. Da, uite, mai bine, da, mi-ai dat o idee. Aștept pe celul cu care voi eu rămâne. Cred că urmează. Oricum, să fii sigură de asta, că cel pe care îl voi alege în momentul... în următoarele luni, ani din viața mea, va fi și ultimul, că nu mai am timp cât mai stau să mai o iau de iar de la capăt. Păi și atunci el va fi cel mai important. Asta e. Mulțumesc mult de tot, Geta. A fost, nu știu când a trecut timpul. Habar n-am, deci o oră și ceva. Da, 70 de minute, da. Foam. Așa, mai aveam întrebări, dar ne mai altă întâlnim. Dată. Ne mai întâlnim. Mulțumesc mult de tot, îți doresc mult succes și să mergi în croaziera pe care ți-ai propus să o faci. Vă mulțumesc și vouă, dragii telespectatori, ne revedem data viitoare. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.